Este blocaj la punctul de trecere a frontierei Siret, unde sute de camioane așteaptă să iasă din țară cu orele, iar situația este și mai gravă pe sensul de intrare, unde timpul de așteptare a trecut de 10 ore. Blocajul a apărut în urma unei suprapuneri între vremea nefavorabilă și protestele fermierilor, nemulțumiți de prezența produselor agricole ucrainene. 700 de tiruri sunt în momentul de față blocate la Vama Siret pe o lungime de 15 kilometri. Problema a apărut în urma unei combinații de factori. Cauzele sunt blocajele, respectiv restricțiile din ultimele două zile de pe drumurile naționale din județul Suceava din cauza vremii nefavorabile, precum și protestul fermierilor români. Numărul mare de mașini blocate la vamă a dus și la întârzieri uriașe, mai ales pe sensul de intrare în România. Vorbim de 120 de minute timp de așteptare pe sensul de intrare în țară, iar pe cel de ieșire din România de 960 de minute. La întârzierile cauzate de vreme și de protestele fermierilor se adaugă și procedurile prevăzute de lege, care măresc și mai mult timpul de așteptare. Însă vorbim de un control multiplu, adică vamal, fitosanitar, sanitar veterinar, un control al rovinietei, precum și cel al greutății încărcăturii camioanelor, conform normelor prevăzute de lege. Peste 400 de fermieri cu 160 de utilaje au protestat și au mărșăluit vineri prin Vama Siret în cadrul unui protest mai amplu desfășurat la nivel național. Fermierii români sunt nemulțumiți de faptul că grânele ucrainene sunt vândute sub prețul pieței, în timp ce ei fie rămân cu depozitele pline, fie vând la un preț care nu acoperă nici costurile de producție. Fermierii spun că au nevoie de sprijin și de protecție din partea autorităților române, dar și din partea Uniunii Europene pentru a nu intra în faliment.